Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața. Bună dimineața. Eu nu știu ce se întâmplă cu secția sport a radioului nostru. De ce, mă, că a dat basket, s-a dizolvat. Da. Nu știu ce se întâmplă, adică ți semnalizează în permanență ascultătorii ce? Știri. Asta cu street fishing, ai dat că suntem campioni mondiali la pescuit de stradă? Pescuit stradal? Ce n-am auzit, nu? Bă, Dâmbovița, ce? Nu, a fost în Italia. Campionatul mondial din Italia de street fishing. Street fishing adică pescuit. Pescuit la băltoacă sau la ce? Practic, în București așa ar fi. Și în alte orașe din România. S-ar pescui în băltoacele formate sau în bălțile formate pe drum. În gropile neacoperite. Dacă dar... n-a mai plouat la noi. A, aici, asta e norocul. Am merge la vânătoare mai pe grabă. Da. De șobolan. Am văzut o baltă de un an, jur. Da, vânătoare de șobolan. Stop, stai că e pisică, nu? Când a plouat ultima oară în București, am fost plecat. A plouat în weekend. Ăla, când eram eu în Delta. Da, m-a prins pe mine. Nu, a fost în weekendul ăsta a plouat. A plouat weekendul ăsta. A plouat și weekendul trecut? El a fost la Nostalgia și era înăuntru, nu se vedea. Da. Da. M-a prins ploaia în oraș în mașină. Am stat 3 ore în trafic. Te-ai speliat? S-a mers încet. M-a și speliat un pic de palul care se conduce în București, că eu dacă locuiesc la țară, nu mai da, știu. Da, da, da. Te-ai înstrăinat. Multe nene, ceva îngrustă. Ești însingurat. Dar revenind, că văd că vrei să schimbi subiectul. Nu, nu, zi. E rușine că ai pierdut. Știi că eu sunt cu pescuitul. Zic cu deci, fishing. Campionatul mondial a avut loc în Mantua, Italia. Prin Mantua trece rând râul Mincio. Asta știam. Mincio. De la Mincioc. Bravo. Și asta e transmite, uite, G4 Media transmite, România era de altfel favorită la titlu. Și românii au terminat cu 19,5 puncte de penalizare și 350 de puncte pozitive, devansând Olanda la o singură penalizare. Olanda a luat 20,5 puncte de penalizare. Acum eu nu știu ce înseamnă penalizare. Așa că e mai disciplinați olandezi. Da. Nu știu ce este penalizarea. Adică la ce se... Dacă este vreun... O băga curent în apă, cum se zice, sau eu știu, ori făcut rău. Da, da, cu grenada. Da, da, la halău. Dacă e vreun pescar de ăsta urban care știe regulile de la street fishing, am avea nevoie de sprijin aici. 0728 3D1 3D2. Mă tem că pe ce se dă penalizarea? Ai prins gheată sau ce? Mă tem că... Street fishing-ul în rândul pescarilor e ca petball-ul în rândul pasionaților nișă, de sport. Nișă, total. Că e, da, ceva super exotic și nișat, adică... A fost, să știi, campionat mare, adică pe locul 3 a fost Moldova. Care și ăștia se plictisesc? Da, cine n-a pescuit totuși în râul orașului? Sau în lacul? Eu pescuiam în lacul Muri. Lângă casă. În Dâmbovița ai încercat? Păi, în Dâmbovița n-am încercat, așa, dar sunt pescari pe Dâmbovița. Ei fac street fishing. Eu mă mir că sunt pești în Dâmbovița. Am văzut pescari. Eu odată de sus. Ai văzut pescari în Dâmbovița? Pescuiam în pseudolacul Văcărești, când era în construcție, cum ar fi. Da. Era în curs de realizare. Acum acolo găsești vidră. Acolo găsești bizar. Mai degrabă vânezi. Îmi spuneam eu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.